Lumea lui era un hol întunecos, plin de sunete și mirosuri. Omul acesta nu vedea de 51 de ani. Apoi a început să vadă, mulțumită unei operații chirurgicale. Știți care au fost cuvintele lui în momentul în care i s-a dat vederea? Ascultați-le, citez. N-aș fi crezut niciodată că galbenul este atât de galben. Galbenul ca și galbenul, a continuat el, dar roșul este culoarea mea preferată. Nu-mi vine să cred cum arată roșul. Pot vedea forma lunii și nimic nu mai frumos decât un avion ce străbate cerul azuriu, lăsând o dâră albă în urmă. Cei care am trăit o viață având vedere, nu vom ști niciodată cât de minunat poate fi să ni se dea vedere. Așa este și în cele spirituale. Ne naștem nevăzători. Și când ni se dă vedere, galbenul, roșul, albastrul, albul sunt copleșitor de frumoase. Așa este și cu Iisus. Poți să stai o viață întreagă lângă El și să nu-L vezi cu adevărat. Nașterea Mântuitorului este o succesiune de tablouri care au un numitor comun. O invitație la a-L primi pe Fiul Împăratului pentru a te duce acasă cu El. Narațiunea o știm cu toții, dar mesajul ei? Numitorul comun al tuturor tablourilor nașterii are de-a face cu primirea sau respingerea Domnului Iisus. Ioan o exprimă foarte bine în Evanghelia sa, capitolul 1. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Povestea nașterii prezintă într-un mod clar și concis procesul chemării lui Dumnezeu, a invitației lui Dumnezeu la a-L primi. Procesul descoperit în fiecare tablou cuprinde aceiași trei pași. Haideți să ne uităm la acești trei pași pe rând. Primul pas îl descoperim acolo este următorul. Dumnezeu este Cel care ne atrage privirile mai întâi. El vorbește în multe feluri, pe înțelesul fiecăruia, pe nevoia fiecăruia, dar de fiecare dată Dumnezeu este Cel care se apropie. El face primul pas, El inițiază relația, El ne taie calea. În viața fiecărui personaj din tabloul nașterii, Dumnezeu intervine și atrage privirile. Inima lui începe să bată mai iute în fața apropierii lui Dumnezeu. Uitați-vă! Mariei, Dumnezeu îi atrage atenția printr-o vedenie extraordinară. Textul Scripturii din Luca 1 ne spune: Îngerul a intrat la ea și a zis: Plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Dumnezeu îi atrage privirile printr-o vedenie extraordinară. Lui Iosif, Dumnezeu îi atrage atenția printr-un vis, ca să-i confirme justeția gândirii lui, să-l ferească de confuzie în umblarea lui cu Dumnezeu. Matei capitolul 1, versetul 20 ne relatează: I s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Lui Iosif Dumnezeu îi atrage privirile printr-un vis. Păstorilor, Dumnezeu le atrage atenția printr-un eveniment supranatural. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor, a păstorilor, și slava Domnului a strălucit împrejurul lor, citim în Luca, capitolul 2. Păstorilor, Dumnezeu le atrage atenția printr-un eveniment supranatural. Pe Simeon, citim în Scriptură că Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului, citim în Luca capitolul 2. În alte cuvinte, lui Simeon îi se atrag privirile printr-o convingere lăuntrică, o înștiințare puternică lăuntrică a Duhului Sfânt.
Anei i-au fost atrase privirile în timp ce îl slujea pe Dumnezeu cu post și cu rugăciune în templu, văzând și auzind binecuvântarea rostită de Simeon asupra copilului în Luca capitolul 2. Deci Anei îi se atrag privirile prin mărturia unui om al lui Dumnezeu. Magilor, Dumnezeu le atrage atenția folosindu-se de obiectul lor de interes, de studiul planetelor. Textul Scripturii ne spune în Matei, după ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeia, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Lui Irod, Dumnezeu îi atrage atenția printr-un eveniment politico-social, o vizită de rang înalt. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Citim în Matei capitolul 2. Chemarea nașterii Mântuitorului începe prin atragerea privirilor, prin captarea atenției. Dumnezeu însuși inițiază relația, pentru că omul, în toată decăderea lui, nu poate să-L caute pe Dumnezeu din proprie inițiativă. Domnul Iisus a exprimat-o în alte cuvinte, ca și acestea. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-L atrage Tatăl care m-a trimis. Și eu îl voi învia în ziua de apoi, ne spune Ioan în capitolul 6. Observație la acest prim punct. Dumnezeu se apropie de oameni pe înțelesul și nevoia fiecăruia. Unii sunt chemați la a fi parte din planul lui Dumnezeu pe baza credinței lor, pe baza unei vieți curate, trăite în ascultare de El. Uitați-vă la Maria și la Iosif. Altora, Dumnezeu le vede tânjetul inimii și neputința de a-L descoperi și simplitatea inimii lor și Dumnezeu li se descopere direct, supranatural. Uitați-vă în cazul păstorilor. Altora, oameni cu viață sfântă care slujesc Domnului cu dedicare, Duhul Sfânt le vorbește acolo adânc și le pune convingeri în inimă, cazul lui Simeon. Altora, Dumnezeu le atrage privirea prin mărturia unor oameni al lui Dumnezeu. Priviți-o pe Ana. Altora le dă înțelepciune și toate mijloacele de care au nevoie pentru a-L căuta și descoperi. Magii. Altora însă, de obicei, celor care dețin puterea, celor care se cred autosuficienți, le este doar anunțată existența lui. Uitați-vă la Irod. Prin ce anume ți-a atras Dumnezeu atenția în ultima vreme? L-ai văzut? Dumnezeu se descoperă în fiecare zi. Îl vezi? Îl auzi? Dumnezeu vrea să ți se descopere nu pentru că suferă de complexe de inferioritate sau de singurătate, ci ca să-ți facă ție bine. Prin ce anume ți-a atras Dumnezeu privirile în ultima vreme? Un alt numitor comun în tablourile Crăciunului este reacția omului. Și anume, omul trebuie să răspundă. Întâi, Dumnezeu îți atrage privirile. Apoi, omul răspunde într-un fel sau altul. Omul reacționează la atragerea privirilor. Impulsul de a-L căuta pe Dumnezeu își are originea în el, dar materializarea acestui impuls are loc doar în urma răspunsului nostru. Omul trebuie să răspundă chemării pentru a-și personaliza adevărul descoperit. Omul trebuie să reacționeze cumva, să urmeze descoperirea pentru aprofundare, verificare, confirmare sau infirmare. Uitați-vă la Maria. Cum răspunde ea, cum reacționează ea, ascultați-o. Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Maria s-a sculat chiar în ceasul acela, spune câteva versete mai în jos, și a plecat în grabă spre munți, să caute să experimenteze în mod personal adevărul ce tocmai i se descoperise, să-l aprofundeze. Citim în Luca capitolul 1. Iosif, când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului. El reacționează
la visul ce-l avusese. Răspunde. Păstorii, textul din Luca 2 ne spune, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. Simeon, spune textul Scripturii, a venit în templu mânat de Duhul. Ana, spune textul Scripturii, a venit și ea în același ceas. Magii au venit, niște magi din răsărit, fiindcă i-au văzut steaua. Irod a adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. Întotdeauna, după ce Dumnezeu îți atrage privirile, omul reacționează cumva. O precizare la punctul acesta. Omul trebuie să-L caute pe Dumnezeu atunci când acesta i-a atras atenția, nu mai târziu, amânarea nu face bine. Uitați-vă în povestirea nașterii Mântuitorului. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă, sublinează textul. Iosif, când s-a trezit din somn, a făcut ce a zis îngerul, deci imediat. Păstorii s-au dus în grabă. Simeon a venit mânat, împins de Duhul. Ana a venit chiar în ceasul acela. Irod a adunat pe toți preoții cei mai de seamă și după ce s-a sfătuit cu ei, a chemat pe magi. Deci aceștia încă nu plecaseră din Ierusalim. Omul trebuie să răspundă atunci când Dumnezeu îi atrage atenția. Și textul Scripturii ne spune asta în epistole foarte clar. În Evrei capitolul 3, de exemplu. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice astăzi, pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Indiferent de metoda apropierii, Dumnezeu așteaptă un răspuns din partea fiecăruia. Maria putea să nu intre în discuție cu îngerul, Iosif putea să nu facă cum a visat, doar e un vis, nu? Păstorii puteau să nu pornească în grabă să verifice ce li se spusese. Magii puteau să nu facă atâta drum și să nu cheltuie atâtea resurse. Irod putea să nu se tulbure dacă înțelegea că Sfintele Scripturi se împlinesc. Așa că întrebarea aplicativă pentru noi este, îți iei oboseala de a porni în căutare după ce Dumnezeu ți-a atras privirile? Sau de obicei tratezi cu superficialitate semnele, vorbirile Domnului? Când Dumnezeu îți atrage privirile, omul, într-un fel sau altul, răspunde, fie căutând, fie ignorând. Dar chiar și după ce ai răspuns, procesul, chemarea lui Dumnezeu, nu s-a încheiat. Mai este nevoie și o decizie de luat. Dumnezeu îți atrage privirile, omul trebuie să reacționeze și omul trebuie să ia o decizie în cunoștință de cauză. Experimentarea personală a adevărului te împinge la o decizie. Uitați-vă la Maria. Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale și îngerul a plecat de la ea. Uitați-vă la Iosif, se închină ascultând necondiționat de vorbirile Domnului. S-a sculat, spune textul Scripturii, a luat pruncul și pe mama lui și a plecat. Păstorii s-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat într-o iesle. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu. Simeon a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Ana și-a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Magii au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Irod. Atunci Irod, spune textul Scripturii, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească. Dumnezeu atrage privirile. Omul verifică, reacționează
la privirile atrase de Dumnezeu. Și 3. Omul trebuie să ia o decizie în cunoștință de cauză. Și când vorbim de decizii, fiecare om va lua una din următoarele. Decizia de îndepărtare, decizia de intrare într-un soi de relație și decizia de închinare. Decizia de îndepărtare. Irod este exponentul acestui tipar de decizie. Dumnezeu își face cunoscută prezența, omul pornește să caute, când găsește spune, nu este ceea ce m-am așteptat, îmi cere prea mult. Este împotriva intereselor și planurilor mele. Nu, mulțumesc. Decizia de îndepărtare. Dar când vorbim de decizie, mai suntem puși și într-o altă situație. Decizia de intrare într-un soi de relație. Este superioară celei din tâi, deciziei de îndepărtare. Dar contează în ce fel de relație alegi să intri. Poți intra într-o relație constituțională, într-o relație oficială. Ceva asemănător legii țării care cere o formulă de exprimare în anumite contexte. Ceva de genul jurămintelor cu mâna pe Biblie, așa să mă ajute Dumnezeu. O relație formală. Poți intra într-o relație filozofică. A, da, există o persoană divină care este așa și așa. Sau o relație eclesiastică în care ne-am putea regăsi mult mai mulți dintre noi. Și anume, intrarea formală într-un registru de membri. Sunt membru în biserică, sunt bine. Sau chiar o relație teologică cu Iisus. Poate să nu fie una și reală. Și anume, cunoști adevărurile despre Dumnezeu. Le știi foarte bine. Dar nu le trăiești. Aceste tipuri de relații sunt mai degrabă contacte decât comuniune. Aceste relații sunt nominale, formale, un drum înfundat care va conduce într-un timp mai scurt sau mai lung la împietrire. De aceea, povestirea nașterii Mântuitorului ne prezintă în fiecare tablou niște oameni care au luat decizie de închinare, sigur, cu excepția tabloului lui Irod. Decizia de închinare vorbește despre o relație personală, despre comuniune. Această decizie presupune capitulare absolută, fără pretenții, fără negocieri. A venit la Isai și Isai nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Domnul Iisus nu vrea un loc în viața ta, o parte din timpul tău sau un loc în planurile tale. El vrea toată viața ta, tot timpul tău, toate planurile tale. Dumnezeu nu vrea ca tu să-L potrivești în viața ta, în timpul tău, în planurile tale. El vrea ca tu să te potrivești în planurile Lui, în timpul Lui, în viața Lui. De sărbători, parcă mai mult decât oricând, Dumnezeu ne atrage privirile. N-am să uit niciodată o experiență de Crăciun. Era în ajun de Crăciun când un vecin de-al meu îmi bate la ușă. Deschid ușa și îl văd în cadrul ușii. Omul acesta este alcoolic, viața lui i s-a făcut praf, suferă de schizofrenie, soția l-a părăsit, copiii nu vor să-l vadă. Deschid ușa și îl văd în fața mea, îmbrăcat prost, murdar, desculț în luna decembrie și plângând în hohote. Un om la 50 și ceva de ani plângând în hohote. N-am știut ce să fac. Stăteam cu el în față și nu știam ce să fac. Omul acesta plângea în hohote și îmi spune, părinte, așa îmi spune el, părinte, am venit să mă mărturisesc. Și încerc să-l opresc, să-i spun, stai puțin, noi nu suntem acest gen de
preoți. Încercam să-i spunem, nu, trebuie să mă mărturisesc, Nu l-am putut opri, l-am poftit în casă. Și a început să-și toarne sufletul. Și îmi spunea, părinte, la 15 ani l-am bătut pe tata. L-am bătut groaznic de rău. L-am lăsat într-un lac de sânge. Mama m-a pus să-l bat. Tata și-a luat lumea în cap și a plecat și habar n-am pe unde o fi. Iarăși vin sărbătorile și sunt singur, singur. N-am pe nimeni. Tu știi ce groaznic este să fii singur? Mă întreba el pe mine. Copiii tăi să nu vrea să stea cu tine. Soția ta să nu-și dorească să te vadă. Divorțul este groaznic și singurătatea este insuportabilă. Și stăteam în fața lui și nu puteam să știu ce să fac. Lacrimile îi curgeau și roaie. Este îngrozitor, a continuat el, să nu poți să le oferi ceva copiilor tăi, nici măcar de Crăciun. N-am știut ce să fac decât să-l ascult și apoi să mă rog pentru el. Și a plecat acasă. Zilele acestea vom trăi încă o dată povestirea nașterii Mântuitorului. Întrebarea este cum o vom trăi. Este foarte posibil ca Dumnezeu să-ți atragă privirile pe înțelesul tău. Poate a făcut-o deja astăzi. Această posibilitate este atât pentru cei care nu au o relație personală cu El, cât și pentru cei care i s-au închinat deja. Pentru că există pericolul pentru aceștia din urmă de a se împietri. Există pericolul de a te bloca într-o relație constituțională, filozofică, eclesiastică sau chiar teologică. Dumnezeu îți atrage privirile și de aceste sărbători. Pe 17 decembrie 1927, submarinul american USS S-4, în timp ce se ridica la suprafață, a fost lovit de distrugătorul Paulding, un distrugător al pazei de coastă. Submarinul s-a scufundat cu repeziciune. Distrugătorul Paulding s-a oprit imediat și a coborât bărcile de salvare. Doar câteva bule de aer și câteva pete de ulei s-au ridicat la suprafață. Operațiunile de salvare speciale au început imediat, dar erau împiedicate de vremea foarte rea. Eforturi eroice s-au făcut pentru scoaterea celor 6 oameni prinși în interiorul submarinului. Marinarii prinși înăuntru comunicau cu scafandrii prin lovituri în coca submarinului, arătând că sunt încă în viață. Oxigenul era pe sfârșite. Salvarea deja devenea îngrijorătoare. După ore în șir de încercări de salvare, nu reușiseră nimic. Când un scafandru a coborât din nou sub apă, încercând să vadă dacă mai sunt în viață, și-a pus urechea pe peretele submarinului, încercând să audă semnalele celor dinăuntru. Ultimul mesaj pe care l-a auzit a fost acesta, transmis în codul Morse. Mai este vreo nădejde pentru noi? Din păcate, toți cei 6 marinari au murit. De aceste sărbători, Dumnezeu își pleacă urechea pe coca submarinului scufundat numit inima ta. Dacă de acolo se aude în cod Morse întrebarea, mai este vreo nădejde pentru mine? Atunci să știi că ceea ce a fost imposibil scafandrilor americani nu este imposibil lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. El te poate scoate afară la viață, la vedere, la galbenul cu adevărat galben, la roșul cu adevărat roșul, la albastrul tăiat de o dâră albă. Dumnezeu îți atrage privirile de aceste sărbători. Tu va trebui să verifici și să personalizezi adevărul descoperit. Iar apoi va trebui să iei o decizie. Fie să te îndepărtezi imediat, fie să te împietrești treptat, fie să îi te închini în continuu.